De ce se urăsc câinii cu pisicile? Toată lumea știe că pisicile și câinii nu prea se suportă, dar oare chiar se urăsc? Sau e doar o neînțelegere veche de când lumea? În acest video, descoperim adevărul din spatele rivalității dintre cele mai iubite animale de companie. Limbajul corpului, sursa conflictului. Câinii și pisicile vorbesc limbi complet diferite. De exemplu, când un câine dă din coadă, e fericit, dar când o pisică își mișcă rapid coada, e supărată. Când un câine vine direct spre o pisică, e o invitație la joacă. Dar pisica vede asta ca o invazie a spațiului ei. Și privirea contează. O pisică care se uită fix la un câine transmite dominare. Câinele poate percepe asta ca o provocare. Toate aceste diferențe duc la tensiuni, chiar dacă niciunul nu are intenții rele. Instinctele lor naturale, pe lângă limbaj, și instinctele contribuie la conflict. Câinele e un prădător social. Dacă pisica fuge, el o urmărește automat. Pisica e un vânător solitar. Când se simte amenințată, se retrage, se zbârlește sau atacă. În natură, aceste reacții le-au ajutat să supraviețuiască, dar într-o casă pot duce la haos, dacă nu sunt gestionate corect. Ce spun studiile? Un studiu publicat în revista Applied Animal Behavior Science arată că peste 60% dintre familiile cu pisici și câini raportează o relație pașnică între animale. Secretul? Socializarea timpurie. Câinii care au fost expuși de mici la pisici și invers dezvoltă mai ușor relații pozitive. Așadar, nu se nasc dușmani, devin, sau din contră se pot transforma în prieteni. Când se înțeleg, exemple reale, sunt și cazuri în care câinii și pisicile trăiesc în armonie deplină. Pisici care dorm pe câini, câini care lasă pisica să mănânce prima. Și, desigur, cazuri în care pisica devine șeful casei și câinele o respectă pe deplin. Cu răbdare, educație și respect, cei doi pot învăța să conviețuiască, poate chiar să se iubească. Adevărul este simplu. Pisicile și câinii nu se urăsc. Ei doar nu știu de la început cum să comunice. Cu sprijinul nostru pot transforma diferențele în prietenie. Dacă ți-a plăcut acest documentar, nu uita să te abonezi pentru mai multe povești din lumea animalelor.